Bună ziua! Îmi spuneți când este bine să începem, da? Bună ziua tuturor! Stimați cetățeni, stimați colegi, motivul pentru care am venit în fața dumneavoastră este invitația care ne-a fost expediată de către încă președintele Igor Dodon pentru discuții. Noi ținem să-i transmitem lui Igor Dodon, cetățeanului Igor Dodon, că astfel de discuții, teoretic, pot avea loc în două situații. În situația când se discută candidatura unui nou sau eventual potențial prim-ministru și atunci când sunt întrunite condițiile pentru dizolvarea Parlamentului. Sau nici în primul caz, nici în al doilea caz, noi nu vedem necesitatea astfel de discuții inițiate de încă președintele Igor Dodon. Profitând de ocazie, îi amintim că pe 15 noiembrie aproape 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova i-au spus că nu mai au nevoie de serviciile lui și că au ales un președinte nou care în scurt timp va intra în exercițiu funcției. Ceea ce trebuie să facă cetățeanul Igor Dodon în timpul care a mai rămas e să asigure un transfer civilizat a noului, către nou președinte a puterii, să păstreze calmul, să nu destabilizeze situația și cel mai important, îl rugăm respectuos pe Igor Dodon să lase instituțiile statului în pace. Noi monitorizăm foarte atent toate inițiativele care par vin acum de la el, încercarea de a-și subordona ultimul minut niște instituții, de a face niște schimbări, noi îi recomandăm respectuos să se oprească, pentru că oamenii din instituțiile statului, cei care într-adevăr înțeleg că instituțiile trebuie să fie funcționale și independente, se opun. Și asta e un semn bun. Oamenii înțeleg că nu mai putem, nu mai pot merge pe calapodul vechi, care 30 de ani s-a implementat. Oamenii vor să-și facă meseria bine în aceste instituții. Toate aceste încercări seamănă mai mult, domnule Igor Dodon, cu o încercare de a uzurpa puterea și istoria, dar și evenimentele recente din zonă arată că aceste personaje, persoane care nu se pot împăca cu gândul că misiunea lor politică a luat sfârșit, ajung în fața justiției. De aceea, pentru a nu deveni încă un exemplu în istorie, exemplu prost în istorie, vă rugăm respectuos, lăsați instituțiile în pace și asigurați transferul civilizat către noul președinte ales a Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi bună!